În ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie, 26 spre 27 octombrie, România trece la ora de iarnă. Așadar, vom dormi mai mult cu o oră pentru că ora 4 a dimineții va deveni ora 3. Duminică 27 octombrie 2019 va fi cea mai lungă zi din an, având 25 de ore. Medicii sunt de părere că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta a acestei schimbări. Efectele schimbării ritmului biologic ar putea fi mai serioase pentru cei care suferă de anumite probleme de sănătate. De-a lungul timpului, studiile specialiștilor au arătat că în acele zile rata depresiilor crește, poate apărea astenia de toamnă, crește riscul de infarct la persoanele cu boli cardiovasculare și în unele cazuri apare o senzație de irascibilitate. Mecanismul prin care se schimbă ora primăvara și toamna este folosit în peste 100 de țări din lumea întreagă. În România ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932 cu scopul de a profita cât mai mult de lumina naturală. Însă în 1943, practica trecerii la ora de vară a fost suspendată. Adoptată oficial la nivel european la trei ani de la primul șoc petrolier mondial din 1973, schimbarea fusului orar cu o oră a vizat reducerea consumului de energie electrică. Convenția a fost aplicată în România șase ani mai târziu, iar din 1997, prin ordonanță guvernamentală, orarul de vară a fost din nou corelat cu cel practicat în țările Uniunii Europene.